După desfășurarea alegerilor locale, numărul de cazuri active de COVID-19 în județul Hunedoara este de circa 450. În atare condiții, prefectul de Hunedoara, Vasilică Potecă, consideră că numărul de cazuri nu este alarmant, mai ales că la începutul pandemiei județul era din nefericire în fruntea clasamentului, iar acum este în cea de-a doua jumătate a acestei nedorite ierarhii. Prezent în emisiunea Focus Hunedoara de pe 1 TV, prefectul a trimis și câteva săgeți către politici. A fost un risc asumat, a fost un risc, să spun, calculat. Numărul de cazuri în județul Hunedoara, cu tot dragul vă spun că nu este atât de alarmant cât este în alte zone. Ne-am descurcat destul de bine și din punct de vedere sanitar și din punct de vedere electoral în această perioadă, ca să trecem această perioadă. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă vă uitați pe statistici, județul Hunedoara a plecat după un nefericit loc 2 în luna martie-aprilie și a ajuns astăzi pe locul 23-24 în țară. Trebuie să învățăm să respectăm regulile și trebuie să știm că fără respectarea acestor reguli nu vom avea, vom putea avea poate succes în campanie, dar vom avea foarte, foarte multe probleme sanitare și medicale după această perioadă. Legat de evoluția COVID în județ, mai trebuie menționat că de la declanșarea pandemiei, peste 2000 de hunedoreni care s-au îmbolnăvit cu acest virus au fost declarați vindecați.